După mai bine de o jumătate de secol, mulți oameni încă se întreabă cine s-a aflat cu adevărat în spatele asasinării lui John F. Kennedy. Dar alții își pun o întrebare cu totul diferită. Ce s-a întâmplat cu creierul lui JFK? Deși trupul celui de-al 35-lea președinte al Americii este înmormântat la Cimitirul Național Arlington, creierul său lipsește din 1966. Ce s-a întâmplat cu el? Saga creierului lui John F. Kennedy începe chiar în ziua în care președintele a fost ucis. Pe 22 noiembrie 1963, JFK a fost asasinat, în timp ce străbătea în limuzina prezidențială deschisă străzile orașului Dallas. În acea noapte, o autopsie efectuată la Spitalul Naval Bethesda a stabilit că președintele a fost împușcat de două ori, de sus și din spate. Nu mai rămăsese mare lucru din creier, își amintea agentul FBI Francis O'Neill Jr., care a fost prezent la autopsie. Mai mult de jumătate din creier lipsea. El a văzut cum medicii au scos creierul și l-au pus într-un borcan alb. Medicii au notat, de asemenea, în raportul de autopsie. Creierul este conservat și îndepărtat pentru a fi studiat mai departe. Potrivit lui James Swanson, în lucrarea End of Days, The Assassination of John F. Kennedy, creierul a fost pus în cele din urmă într-un recipient din oțel inoxidabil cu capac înșurubat și a fost mutat la Arhivele Naționale. Dar în 1966, creierul, lamelele de țesut și alte materiale de autopsie dispăruseră deja, iar o anchetă ulterioară nu a reușit să le mai localizeze. Adepții teoriei conspirației sugerează că creierul lui JFK ar ascunde adevărul despre moartea sa. În mod oficial, autopsia a constatat că președintele a fost lovit de două ori, de sus și din spate. Acest lucru se potrivește cu concluzia că Lee Harvey Oswald l-ar fi împușcat mortal pe președinte de la etajul 6 al unui depozit de cărți. Cu toate acestea, o teorie a conspirației susține că creierul lui Kennedy a relevat contrariul, că JFK a fost împușcat din față. Potrivit adepților teoriei, acesta este motivul pentru care creierul lui JFK a fost furat. Dar Swanson este de altă părere. Deși este de acord cu ipoteza furtului, el crede că hoțul ar fi fost nimeni altul decât fratele lui Kennedy, Robert F. Kennedy. Bobby Kennedy a făcut asta nu pentru a ascunde dovezile unei conspirații, ci poate ascunde dovezile adevăratei dimensiuni a bolilor de care sufera președintele Kennedy sau ale numărului imens de medicamente și substanțe psihoactive pe care președintele Kennedy le lua, spune el. Într-adevăr, președintele avea numeroase probleme de sănătate pe care le-a ținut ascunse publicului. De asemenea, el lua o serie de medicamente, inclusiv analgezice, stimulente, somnifere și hormoni pentru a compensa funcționarea defectuoasă a funcției sale suprarenale. Exista ceva ciudat în legătură cu fotografiile de arhivă ale creierului președintelui. În 1998, un raport al Comisiei de Revizuire a Dosarelor privind asasinatul de la Dallas a ridicat o problemă tulburătoare. Membrii Comisiei susțineau că fotografiile creierului lui JFK prezentau de fapt organul greșit. Sunt sigur în proporție de 90-95% că fotografiile din arhive nu sunt ale creierului președintelui Kennedy, a declarat Douglas Horn, analistul șef al Comisiei pentru Arhive Militare. El a adăugat: și dacă nu sunt, asta nu poate însemna decât un singur lucru, că a existat o mușamalizare a dovezilor medicale. O'Neill, agentul FBI prezent la asesinarea lui Kennedy, a declarat de asemenea că fotografiile oficiale ale creierului nu corespund cu ceea ce a văzut el. Acesta arată aproape ca un creier complet, a spus el, cu totul diferit de creierul distrus pe care îl văzuse. Raportul a constatat, de asemenea, numeroase discrepanțe cu privire la cine a examinat creierul, dacă creierul a fost sau nu secționat într-un anumit mod și ce fel de fotografii au fost făcute. În cele din urmă, povestea creierului lui JFK pare la fel de misterioasă ca multe aspecte ale asasinatului său. A fost furat? Pierdut? Înlocuit? Până în prezent, nimeni nu știe. Dar publicul american ar putea primi în curând mai multe răspunsuri despre asasinarea lui Kennedy.
deși divulgarea totală a dosarelor Kennedy a fost amânată, mai multe dosare vor fi publicate în curând.